Așa, i-am zis unui părinte din București, care mi-a zis, bă, zice, ce mă anunți? Ce mă anunți acum, că l-am anunțat în scurt? Nu, zic, măcar, dar cât de sub de reția la părinte, de fie de să vină în seara astăzi? De fiecare dată, de obicei, era asta și n-am numărat, nu asta era problema, dar nici a lui, pe care Domnul Laurențiu mi-a zis că e un obicei, nu Laurențiu, deci un obicei armănesc, nu? Da, da, da. Bă, bun. De fiecare dată, dar ea. Eram în comisare de dăruire pe mine. Da. Mulțumesc mult, Ionuț. Mă bucur că ai găsit această seară cu Părintele Ferie și în același timp aveți posibilitatea să prezinte chipul diferite etape ale vieții și, în sfârșit, acel proiect de icoană pe care, care se încheie această prezentare în imagine. Trecem în partea a doua acestei seri. Îi invităm pe doamna profesor universitar, doctor Adina Berciu Brechicescu, să ne prezinte albumul Macedul Român și, în același timp, acest eveniment, așa cum tot ceea ce înseamnă, doamna Alina m-a impresionat, spre exemplu, n-am știut cât de fermentată a fost această istorie. Noi am avut în mai aici o prezentare. În mai au fost un șir de evenimente dedicate Macedul Românilor și mă bucur că în această seară și de amintirii cu această aventurii Părintele Ferii, dar și de acest rol al Ortodoxiei și de tot aceasta Macedul Românilor și de Ortodoxie. Mă rog. Comemorări, aniversări, praznice, parastase,
Și în 23 septembrie, ziua de constituire, am avut un TDU, colorat prin susținerea TDU-ului de președintitul Varlaam. Și în această ocazie am lansat și moneda jubiliară de argint. Nu avem la noi, că domnul Emil n-a avut cutia așa frumoasă, e o monedă jubiliară consacră, făcută de Banca Română, de argint, de dimensiune suficient de mare. A spus că ne-o proiectează Emil, ne-o pot proiecta? Așa. Deci o monedă jubiliară consacrată aniversării a 140 de ani și pe aversul monedei se află cele două chipuri care au marcat constituirea societății, dar inițiativa lui Vea Aurelia, istoricul academicianu, marele patriot Vea Aurelia și a mitropolitului primat de atunci, de la 1879, Calinic Nucrescu, care a fost președintele de onoare a societății de cultură macedoniene. Toți, absolut toți, deci mitropolit primat, patriar, toți au fost președinții de onoare a societății macedoniene. Până în 1948-50, când ea s-a, cum să spun așa, s-a stins, dar fără să fie desfințată societatea. Adică așa, și-a dat după așa puțin, până în 1990. Deci, atunci când s-a reluat activitatea, deci nu s-a reînființat, și-a reluat activitatea, așa, ca mason. E uitat în adormire, după aceea și-au revenit. Au fost resuscitați. Dar tot timpul, președintele de onoare a fost Patriarhul României și începutul cu Mitropolitul Primat al României. Acesta a fost evenimentul din 23 septembrie. Da. Da. Deci simbolul este simbolul societății macedo-române pe ideea descendenței romane cu Lucoaica și cei doi vei aurit, chiar și Mitropolitul Primat Calinic Nicrescu. De argint, repede, monedă jubiliară, nu am mai găsit de cumpărat, banca scoate numai 300 de exemplare, valoarea crește, asta este. Prima acțiune, că de asta m-a invitat părintele să vorbesc, prima acțiune a acestei societăți de cultură macedo-română, care a fost creată la inițiativa lui Vea Aurelia, în colaborare cu Apostol Mărgărit, care era inspector al școlilor din Balcani, la românilor din Balcani. Cu, în total, cei care au inițiat au fost cam 35. Nu sunt și români, și aromâni. Deci, societatea și tot ce avem noi și în ziua de astea, deci nu înseamnă numai macedonii, cum știți dumneavoastră, nu înseamnă numai aromâni, niciodată. Pentru că aromânii, veno-românii, istor-românii, sunt a patra componentă a poporului român. Sunt frații noștri de dincolo, de dincoace, deci suntem. Așa. Și atunci, în acest context, nu există această rămângirea aia macedonii. Nu! Nu! Toți! Deci și români. Că vei auzi că n-am fost macedoni, de exemplu. Eu și cu colegul meu nu suntem nici noi. Dar nici Calinic Nicrescu n-a fost, să știți. Deci asta e. Deci prima idee. Și deci societatea aceasta înființată la 1879, la inițiativa, repet, a lui Vea Aurelia. De ce a fost înființată? Sunt 1879, deci aveți un război, 1877-78, războiul de independență, poziția României după războiul de independență. Vine momentul acesta, 1879, nu e întâmplător ales de Vea Aurelia. Era momentul, poziția noastră la războiul de independență a fost deosebită și era momentul să se vorbească în Europa, măcar în Europa, în Balcani și în Europa, și despre frații noștri din Balcani. Despre România, peste tot aici are termen de România și românii și România, frații noștri din Balcani. Să afle și Europa cine sunt ei și ce vor ei. Și obiectiv, sigur, obiectivul societății, nu e momentul să intrăm în amănunte istorice, poate faceți și părinte, poate la clubul dumneavoastră, la seminarile dumneavoastră, poate l-ați vorbit așa, să mai afle studenții de la teologie de românii din Balcani, mai ales de bisericile românilor din Balcani și de drama preoților și a învățătorilor și a profesorilor din Balcani. Sunt convinsă că nu prea se povestește aceste lucruri, dar
Doar atâta vă pot spune, nu e locul nici momentul, trebuie să informați pe studenți, pe preoți, pe cei care vin la altare în interior, ce a însemnat preoțimea în Balcan, de la 1864 până astăzi, poate să vă arate în momentul nostru bisericile și părinte, grama acestor preoți români din Balcan. Și ce a însemnat biserica și înseamnă și în prezent biserica românilor din Balcan. Și deci, obiectivele societății sunt să se înființeze școli, să se înființeze biserici, să se cultive dialectul la român, etc. Prima acțiune este realizarea, tipărirea acestei capodopere, acestei bijuterii, care a fost la 1880, albumul Macedul Român. Aceasta este ediția anastatică, a doua ediție, care este de asemenea o bijuterie. Cred că biblioteca facultății a trebuit să cumpere acest album. Că poate să ne gândim, să ne căutăm un buzunar, poate că tot facem o donație. Deci, în caz să o vedeți, să o vadă studenții, ce imagini. Deci, ce aveți aici, dumneavoastră, vedeți pentru prima oară de acum 140 de ani. Deci, ediția Princeps a fost scoasă într-o formă extraordinară grafică, tipografia Socep și Tehnic, repet, a fost și grafic o bijuterie. Ce a conținut? M-am zis, ideea a fost, deci, să se știe despre românii din Balcan. Acest album a fost, deci totul pe numele, cum se zice, afacerea a mers pe numele de Vea Urechea. Prieteniile lui, poziția lui, cunoștințele lui, activitatea științifică, absolut tot. Deci până la 1880 și avea în spate, era ulterior, a fost și academician, el a fost la început în 79 secretarul societății și după aceea a avut președintele societății, președintele, cum zice, mă, președintele executiv, deci președintele de acție, președintele onorific, într-o politică a lui Dumnezeu. După el, ce e? Cum e structurat și ce a avut în minte asta genială a lui Vea Urechea? Are o dedicație, deci albumul are o dedicație, către cine? Către mitropolitul Calinic Niculescu, dar în timp dedicație, Vea Urechea spune, bun, mitropolitului primar și solicită binecuvântarea lui. Dar eu, de fapt, dedic această lucrare Bisericii Ortodoxe Române. Și motivează. De ce o dedică Bisericii Ortodoxe Române? Pentru că, și aici să mă auziți bine, e bine că mi-ați dat microfonul, pentru că Biserica este cimentul, e ghilimele, sunt ghilimele, așa e termenul, cimentul care reunește România, care strânge întâi România. Deci Biserica este cimentul care strânge România. În al doilea rând, de ce o dedică și dorește binecuvântarea mitropolitului? Pentru că istoria Bisericii Române se bazează, stă, e așezată pe lupta românilor și pe martirii români pentru care au luptat și au murit pentru ca să se mențină ortodoxi. Este pe istoria românilor. Și în al treilea rând, dedică cartea și solicitările pentru că mitropolitul primat este președintele de onoare a societății Macedonului Române. Deci, cimentul reînchegător. Cuvintele sunt minunate. Cimentul reînchegător al României. Și nu mai termenul de România. România și România. Suntem la 1879. Deci asta este dedicația. El răspunde mitropolitul primar, cu multă plăcere dă binecuvântarea. Harnicul, neobositul, îi spune lui Vea Urechea, neobositul luptător pentru cultura românilor, neobositul luptător, repetă, harnicul și neobositul luptător pentru istoria românilor. O pagină are dedicație. Al doilea element component al albumului este prefația. Prefața. E bine, în această prefață, e puțin mai lungă, Vea Urechea vorbește, la 1879, scrie și vorbește
ca și cum s-ar fi întors ieri de la Bruxelles. Da, e adevărat ce vă spun. Dacă o să răspundiți, părinte, și o să adică, lansând niște idei de o valoare și de o actualitate extraordinară. Spune așa la părinte. Actualul albumul este, toată lumea o să vadă în album, un steag al frățietății în lumea Balcanilor. Un steag, deci suntem la 1879, suntem după 1864, prima școală înființată în Balcan de Cuza și de Olintinianu. Suntem după câteva crime frumoase făcute de greci contra preoților români și a învățătorilor români. Nu e chiar nimic, sunt deci 64-79, e ceva vreme. Și s-au petrecut incendiari de sate, preoții omorâți, scoși de barbă din altar, să nu-i lase să vorbească dialect, să slujească limba română, să... De chiar de patriarhul Constantinopolului. Și în acest context el spune așa. Toată lumea o să vadă în acest album un steag al frățietății balcanice. Pentru că, și spune de ce să vadă că este un steag al frățietății, pentru că noi nu putem trăi în Balcani asuprindu-i pe ceilalți. Trebuie să-i respectăm pe toți care locuiesc în Balcan și în șiră. Trebuie să respectăm principiile democrației. Democrației, chiar folosește termenul de democrație. Trebuie să-i respectăm pe ceilalți. Nu există un centimetru de pământ din Balcan care să nu fie udat cu sângele românilor, fraților noștri din Balcan. Și întreabă, așa este? Mai departe, ce trebuie să mai vadă lumea? Deci, pe lângă un schindar al frățietății, trebuie să respectăm limba care o vorbesc grecii, limba care o vorbesc bulgarii, limba care o vorbesc albanezii, turcii și așa mai departe. Ca și noi, dar noi să fim respectați. Trebuie să le acordăm toate libertățile, mai nu zice cetățenești cu termenul actual, dar la asta se referă, ale tuturor. Școală, limbă. Cine vor să fie român? Chiar să zice, cine nu vrea să fie român, să nu fie român. Pentru că a românii erau împărțit în două categorii. Grecomanii, care mergeau pe ce spuneau grecii și aveau avantaje din această colaborare, și ceilalți a românii, frații români, care vorba documentului. Puteți să vă tăiați și în patru. Eu tot român mă voi numi, pentru că așa m-a învățat tata, așa m-a învățat și bunicul. Întreba grecul, dar ce te tot atât ați să fii român și nu ce? Puteți să mă tăiați și în patru bucăți, eu tot așa mă sau. Și atunci când ne ajutăm, zice, eu care vor să fie român. Cei care nu vor să fie român, în plata Domnului. Și acest vorbește de personalitățile. Sunt 170, de tot între față. 173 de personalități care solicitați români, francezi, spanioli, ecuador, argentinieni, care solicitați de Via Aurelia au venit și au scris câte ceva în acest album. Nu e istoria românilor aici. Au scris câte ceva. Iubu a semnat. Purle bun. Atâta, două cuvinte. Purle bun. Personalitățile franceze sunt copleșitoare. În viața mea nu am stăteam, am făcut indice și nu venea să cred ce citeam. Unul dintre ei, un Deonil, din categoria celor care vorbeam cu tatălui dimineața la micul dejun în latină, care la 14 ani era pe baricadele Parisului și făcea manifeste și care a adus în Franța și a deschis drumurile relațiilor cu Japonia. Deci suntem la, înainte de 1879, că le făcuse deja. Deci, relațiile cu Japonia, acest Ronii, Rosini, Ronii, drumurile cu Petersburg, a însoțit la Petersburg, drumurile cu America Latină, drumurile cu America de Nord, toate astea le-a pus societățile și cercetarea acest Ronii, care scrie și a vrut să-i doneze biblioteca lui Via Aurelia. Și Via Aurelia a spus, nu, e prea valoroasă, două la centru mai valoroasă. Deci, 173 de personalități
în care sunt mari bărbați, mari bărbați, zice, și acești mari bărbați care au scris în albumul meu, trebuie să și susțină cauza românilor din Balcani și cred că ei, dacă au scris aici, vor susține peste tot în Europa cauza românilor din Balcani. Românii, asta este în românii din Balcani. În acest 173 intră și pictori, desenatori, iarăși aici sunt absolut inedite. Nimeni, de la 1880 nu le-a mai văzut ce aveți aici, ce pictori. Și mai sunt și 7 note particuri, cântece. Partea cu cântecele, muzică, este tipărită la Viena și anexată albumului acesta prin cinta latină și cântecul cintei latine, că și Vasile Alexandrin scrie, și cinta latină, cântecul și poezia și cântecul, nu întâmplător l-a solicitat de omenia, pentru că Alexandrin, la 1878, deci un an înainte, luase premiul întâi cu această poezie, care fusese citită de o comisie la Montpellier, la un mare congres, l-au făcut francezi, un congres al latinității, deci al tuturor din toate popoarele care vorbeau limba, aveau la bază limba latină. Și a trimis costă de ceva, a trimis și Alexandrie într-un plic această poezie cinta latină, comisia, deci ca la amintere, sigilată, nu că îl chema Vasile Alexandrie, comisia i-a ales poezia să o premieze cu o cupă de aur, premiul întâi, și a doua zi, deci după ce s-a anunțat premiul, e scris la Montpellier, dacă vă duceți, o să găsiți o placă de marmură care scrie de Vasile Alexandrie cu ginta latină. Și pe platoul de la Montpellier, de la Universitatea din Montpellier, a doua zi s-a intonat, s-au compus imediat, nu știu dacă, nu caut, de la Mezzetti, avem doi autori care au pus pe muzică poezia lui Vasile Alexandrie, acolo a fost Mezzetti, au intonat 40 de oameni erau adunați, au intonat această gintă latină a lui Vasile Alexandrie la 1878. Nu știți, vedeți? Astea s-a scris aici. Și pe lângă personalitate, oficieri, pictori și marile personalități din toate domeniile, și la noi, și preot, și Melchisedec are, aici a scris niște lucruri deosebite, Melchisedec, cel care a fost prieten cu Calvin Mitescu și care a mers pe ideea de om, a avut tot ce face ei. Și a dat de episcopatul Dunării de Jos. Deci, asta este acest album pe care noi îl aniversăm. Cu ce se încheie prefața? Se încheie cu ceva extraordinar. Și după ce descurpește și spune cine sunt românii și ce așa și cum trebuie să ne respectăm și cum trebuie să ne iubim și tot, și să ne strigăm, și să ne strigăm celor din Balcani. Trăiască Turcia, trăiască Bulgaria, trăiască Grecia, trăiască Albania, trăiască Serbia și să auzim cum mi se strigă și nouă, trăiască România. Astea sunt ultimele rânduri din prefața lui Vea Urechea, acest album, acest român de la 1980. De ce l-am editat eu? De ce l-am reeditat eu? Sigur, o să ziceți. Da, madama cunoștea. Da, cunoșteam de ea, dar când l-am avut în mână, nu ne-am putut închipui că e atât de valoros. Știam. Dar nu l-am. În ocazia asta l-am plăsuit. Sunt 140 de ani, e prima mare acțiune, dar valoarea este absolut extraordinară și merită să fie răspândită unde. Noi am donat la foarte multe biblioteci, chiar și când a fost făcut, de exemplu, Dimitrie Brătianu a cumpărat 100 de exemplare și le-a dat în Balcan, s-a dus cu ele în Balcan să le dea lor acolo. Adică s-a făcut mecenat, s-a făcut filantropie cu acest album. Eu l-am găsit la Biblioteca Institutului Brăiloi și asta. Adică, de ce l-am editat? Parcă de 140 de ani, în al doilea rând, l-am reeditat pentru că cred că la 140 de ani e momentul să se știe din nou cine sunt acești români din Balcani. A români, evreilor români, istor români.
Și în al treilea rând, pentru că și în lumea noastră academică e bine să se mai știe. Am intenționat să obținem binecuvântarea acestui album din partea Patriarhului, Prefericitului. Lucrurile ne-au stat împotrivă. Era terminat în preajma Paștelui, m-au ajutat foarte mult părintele Moldoveanu, părintele Sărsărujean, s-au dus până la cabinetul Patriarhului, l-au ținut aia sfinții, nu? Așa am fost săptămână, nu niște părinte, nu e la noi. Trebuie dus la nu știu unde, la părintele Fericitul Barlamu, nici am dat. L-am ajuns, părintele Sărsărujean, dați-mi, mă duc eu până la Sfințitul Barlamu și îl lăs. S-a dus. L-a sunat la telefon de vreo 3-4 ori, n-a fost ei de la Sfințitul Barlamu să obținem binecuvântarea pe jumătate de pagină. Drept care se apropia 9 mai, 10 mai și trebuia să reedităm și a apărut fără nicio binecuvântare. N-am avut noroc, nu s-a putut. Reeditarea din 2019 să aibă binecuvântare. Ca despre acest lucru e vorba în acest... îmi place să spun că este când o să ne răsfăiți, o să vedem bijuteria editorială. Eu mai am o sarcină, noi am dat și niște diplome. Peste 140 de diplome am dat în septembrie. O parte vi se cuvin și dumneavoastră, lumii clericale. Și acum, sigur, nu sunteți aici toți, dar eu vă spun și vă motivez și diploma. Se conferă diplomă de excelență domnului profesor universitar Ioan Moldoveanu, decan al Facultății de Teologie. V-am spus, i-am dat telefon, fiul, nu știam. Da, dați-mi motivarea, mă duc, mă las acolo să obțin binecuvântarea. Știa despre ce e vorba și să vezi, noi, Societatea de Cultură Macedo Română, mulțumește prin această diplomă de excelență domnului decan. Acordăm diplomă de excelență domnului profesor preot Ștefan Buchiu, care, iarăși, nu este aici. Da, însă a fost dată strică mare. Dar are, știți, nu știu. Nu știu. Da? O scop. Aș fi vorbit. Frumos, da. Aș fi vorbit în prima oară despre asta. Da. Părintele Ștefan Buchiu, da. Fostul decan. Da, știu. Se acordă domnului preot Mihai Andrei Alea. Dânsul sunteți? Vă rog. Se conferă domnului profesor universitar Ioan Sărsărujean, cu care v-am spus de a sprijini cât a putut. Până în ultima clipă a dat telefoane la părintele Biscopul Valam, dar n-a fost schit, n-a fost schit. Și domnul profesor Gheorghe Holbea, și a slujit până la moarte în această biserică de la Corcea.
care biserică de la Corcea, dânsul i-a făcut ferestrele, cum, pălcutuiți, tricolore. Eu am vizitat-o și când am observat, dar părinte, dar sunt tricolore. Nu pot să vă spun cum mi s-a luminat în fața. Ați observat? Am observat. A făcut tricolore, apropo de tricolorul care trebuie să-l păstreze biserica și când mă întristez, când mă duc la bisericile mari din București și în foarte multe locuri, Evanghelia nu are semnul de carte tricolore. Evanghelia are semnul de carte grecesc. Eu vreau să mă duc în Grecia să găsesc un semn de carte dintr-o Evanghelie îmbrăcată la nou tricolor. Vreau și eu să văd. Noi suntem vizați după vizați, dar cred că la Evanghelie trebuie să ne păstrăm tricolor. Eu așa zic și trebuie în biserică să reintroducem la toate bisericile cum exista și să documente steagul tricolor. Așa că, poate, să inițiați așa o serie cu preoții. Nu sunt toți martiri, că nu se poate să fie, dar sunt slujitori și au fost slujitori și sunt și în viață ai bisericii române. Și nu sunt așa banal să pot să spun. Vă mulțumesc! Mulțumim, o doamnă Adina, deci pentru această prezență și mărturisesc că în primăvară m-am dat seama că această istorie nu știu de parție. Da. O istorie care ne privește și în același timp, deja, după studiul din Grecia, am realizat această tensiune care există încă. Însă, dincolo de toate, este, așa cum spuneam și în primăvară, este o istorie reală, dureroasă, dar trebuie să o știm. Exact. Și vă mulțumim mult. Am învățat. Nu poate să iese absolvent de aici prăzăștie bisericile române din România. Da, mai ales că istoria bisericii ortodoxe române trebuie să includă acest capitol. Se poate, probabil că tot ați învățat din urmă părintele decan. Ioan Moldovan, care este și profesor de istoria bisericii ortodoxe române, deci avem care deschis. Istoria e istorie, relațiile actuale sunt actuale. Da, sigur. Poporii au adus pe Burkina Budapesta. Nu ne e frică să spunem de Moisei și de alte întrebări. De ce? De ce ne e frică? Dar mai ales că astăzi a fost... De ce au făcut grecii la 1800? Nu? De ce trebuie să fie frică? Sau de ce ne-au făcut ungurii? Sau de ce ne-au făcut evreii? Dacă ne-au omorât, ne-au omorât pe documente, nu? Și așa mai departe. Adică, asta nu înțeleg și trebuie să... Mulțumim mult pentru această prezență și prezentare. Mă scuzați, am greșit. Pentru... M-am scăpat. Acum, în acel loc, nu.